Slavă ție, Dumnezeu nostru! Slavă ție! Aici a avut loc sfințirea acestei troițe ce reprezintă pe Preacurata Fecioară Maria, aflându-se sub un baldahin care este încununat cu o cruce, și acest monument și-a găsit loc aici, în fața Consiliului Raional, într-un loc potrivit și într-un timp potrivit. Doamnelor și domnilor, cu ajutorul Domnului, deci astăzi s-a săvârșit această sfințire a acestui monument extraordinar de frumos în viziunea mea. Nu știu dacă mai avem în raion un asemenea monument. Și în țară, nu știu. Ei, oricum, în țară cred că sunt, dar oricum este un monument frumos. El a fost conceput anul trecut, deci ne-am gândit că câte sărbătoarele de Paște vom inaugura, dar nu a fost fi așa, pentru că s-a muncit foarte mult, acei meșteri care la Soroca au muncit foarte mult, pentru că tot ce vedeți este din piatră, aici viitor nu este, tot e cioplit în piatră, este o muncă foarte mare. Deci Consiliul Raional împreună cu locatarii de aici, din preajmă, în special cu doamna Olga Miron, deci au convenit că aici, în locul respectivii vechi, să fie acest monument. Doamna Lucia Mâra, viceprimarul, și doamna Lilia, secretarul primăriei, care eu cred că va felicita și dumneavoastră dacă doresc. Trebuie să ne întâlnim totdeauna cu cuvinte bune, împăcați cu sufletul, cu dragoste și cu lucruri bune și frumoase și plăcute sufletului. Vă mulțumesc! Doamna Lucia, vă rog! Bună ziua tuturor! Și în această zi de sărbătoare vreau să cred că evenimentul de astăzi va fi o mare sursă de bucurie pentru toți ialovenii, indiferent că suntem pe orașul Ialoveni sau raionul Ialoveni, dar și un îndemn de a fi mai buni, mai toleranți și de a contribui la viața comunității. Doar prin aportul fiecăruia dintre noi vom putea dezvolta orașul Ialoveni. Astfel să dezvoltăm orașul Ialoveni pentru a deveni un oraș european, pentru a rămâne astfel pentru generația care
poimi după noi. Și cu prilejul sărbătorii de astăzi, a hramului localității Ialoveni, care îl marcăm astăzi, din numele administrației publice locale, vreau să doresc la tuturora pace, liniște și căldură în casele noastre. Mulțumim frumos din suflet celor care au contribuit la realizarea acestui proiect. Vă salut! La mulți ani ialoveni, la mulți ani ialoveneni, fie ca Sfânta Cuvioasă Paraschiva, ocrotitoarea Ialoveniu, dar și a Moldovei, să ne aibă pe toți în pază. În această zi importantă, vă doresc tuturor pace, sănătate și bucurie în familie. S-a făcut și mi-am pus în gând. Aici am fost întâlnire, am făcut cu părinții mei, care am trăit peste drum. Și dacă Dumnezeu ne-a dat în jos, așa au vrut trepte. Și m-am gândit să o reuchirez pe cealaltă, da? Mai bine să facem ceva mai veșnic să fie, adică să fie memoria la toți care am făcut-o. Adică, mulțumesc Domnului Iisus, în primul rând, că ne-am pus gândul să facem.